Că zice că noi am stabilit ca societatea asta. De ce ați stabilit voi ca societatea asta? De ce? Pe ce bază? Pe noi credem că așa e bine. De ce e așa bine? Conform cu teoria darwinistă evoluționistă de supraviețuirea speciei și de concretizare sau de evoluția speciei, adică să rămână specimenele cele mai tari, noi ar trebui să căutăm care este mai slab dintre noi, mental, care nu prea se descurcă în societate, să-i eliminăm ca să rămânem noi așa mai tari. Și așa o să rămânăm. Alți mai tari, alții mai tari o să ne moare pe noi și tot așa ca să fie să evolueze specia. Asta e doctrina ateistă, darwinistă, consecventă. Asta este o sinucidere de sine a speciei pentru a evolua. Asta este. Cine vrea să trăiască consecvent cu asta? Conform darwinismului, eu pot să intru în casă la el să iau o femeie. De ce? Că-s mai tare ca el. Că-s mai tare ca el. Ca să supraviețuiască, nu doar să supraviețuiască specia, ci să evolueze specia. Zic, bă, femeia ta e frumoasă, tu nu meriți, așa ceva, că ești un fraier. Și o iau ca să fie un specimen mai grozav. Da? Și intru la tine, cum să te uiți, uite, măi, la tine ai niște bani, ai niște bunuri, tu nu știi ce să faci cu ele, eu știu mai bine ce să fac cu ele. Îți dau un cap, îți iau bogăție, că eu știu ce să fac cu ele, ca să avut specia să le evolueze. Ăsta e darwinismul consecvent. Nu există niciun ateu. Sunt foarte puțini atei care sunt cretini la propriu, care spun lucrul ăsta. Deci trebuie să fii cretin să spui așa ceva, care sunt consecvenți cu doctrina lor darwinistă. Deci asta este o idioție la maxim, să trăiești consecvent cu evoluția darwinistă. Pentru că asta ar trebui stabilit ca lege în societate. Dom'le, dacă predați darwinismul în școli, atunci spuneți-le, da, domnule, un bărbat de 40 de ani poate să violeze o fată de 12 ani. De ce? Pentru că e mai tare. De ce să nu facă? Care e problema? De ce e greșit să facă lucrul ăsta? Păi așa evolua specia, domnule. De asta suntem la punctul în care suntem acum și nu mai suntem maimuțe. Pentru că unul l-a bătut pe altul, că unul l-a cucerit pe altul. De asta suntem așa. Asta ar trebui predat în școli și implementat ca lege în societate. Deci este o schizofrenie între ceea ce se spune în școli, la anatomie, biologie și așa mai departe, și ceea ce se face în societate. În societate intră să merge pe anumite principii biblice, până la urmă. Când îți protejează averea, când îți protejează familia, până la un anumit punct. Deci pentru mine, ateismul este sinucidere. Deci te sinucizi. Dacă mergi pe principiul fundamental ateist, darwinist, este o sinucidere, ar trebui să existe o sinucidere masă. Să-l chemăm pe Hitler și să fie mai serios decât a fost. Asta ar trebui să fie. Să moare toți țiganii, toți handicapații, orbii, oamenii care asta trebuie. Și asta începe să facă Europa. Vedeți că nu i-au lăsat pe părinții ăștia doi. Din ce țară? Să-și ducă copilul în America ca să fie operat. Deci au avut toți banii pentru operația aia. Nu l-au lăsat. Au hotărât Curtea Supremă să fie decuplat de la aparate, să moară ca să nu sufere copilul. Să nu sufere copilul. Este un specimen nereușit și lăsăm să moară domnul. Ne chinuim pentru salvarea lui. Asta este ateismul consecvent. Și o să tărască altcineva, judecătorul în locul tău, că copilul suferă în casa ta, poate nimeni bolnav. Și ți-l ia. De ce? Pentru că suferă. Pentru că tu ești un fraier înapoiat care crezi în niște mituri de cu 2000 de ani. Copilul suferă, se dezvoltă psihic greșit în familia ta, ți-l ia pentru că el știe să ocupe mai bine decât el. Asta este ateismul darwinist consecvent. Și asta vor face încet, încet, după părerea mea. Asta se vede că încep să facă. De asta trebuie să știi mai bine decât ei ceea ce ar trebui să creadă ei, dar să te iei consecvent. Uite, de exemplu, vorbeam cu băiatul ăsta ieri și spunea el, zice, mă, normal, zice că mi-aș dori să existe o lume de dincolo și să nu mă duc în nothingness, știi? M-am dus nicăieri, zice, normal că e ceva în mine. Și i-am zis, de unde era ceva în tine? Ce spune Eclesiastul? Că el a pus în noi și gândul, asta spune Biblia. A fost așa puțin debusolat. A, faptul că Biblia spune ceva despre faptul că eu îmi doresc să existe ceva de dincolo, eu care sunt ateu, care nu cred în Dumnezeu absolut nimic. Sunt, și eu cred că noi ar trebui, cel puțin generația noastră, trebuie să pregătească temeinic pentru a răspunde lucrurile ăstora. Temeinic. Problema e că ieșind din casă prea devreme, la o vârstă prea fragedă și ei ne bombardează prea repede. Aveți acum desene cu homosexuali, desene cu tot felul de prostii, din greșeală poate să ducă pe YouTube să vadă lucrurile alea și până să-l înveți tu, să-l disciplinezi tu, să-l disciplinează ei. Îi spunea copilul nu știe, el nu trebuie să definești sexul lui, nu trebuie să definești tu ce religie să aibă el, nu trebuie să definești tu ce să creadă el, trebuie să definească ei. Știți de ce? Tu să fii tolerant, tu să fii așa, lasă pe copil să crească un real, dar ei nu cred asta. Ei te pun pe tine să crezi asta, dar ei nu cred asta. Ei te pun pe tine să faci asta ca să se ia el, la creșă, la grădiniță, la școală și să-l îndoctrineze. Eu cred că noi creștinii am venit vremea să ne, în ghilimele de rigoare, să ne îndoctrinăm copiii iar. Deci să-i pregătim, să-i blindăm, că iasă din casă și va fi prea târziu. Va fi mult prea târziu. Vă trebuie
trebui să facem față argumentelor, întrebărilor, obiectelor și așa mai departe.